Iubitul meu privitor, îți voi arăta astăzi de ce costă atât de mult un portofel la noi. Avem aici trei, să zicem așa, încercări de a face portpașaportul pe care îl vedeți la mine pe TikTok și de fiecare dată când l-am cusut a trebuit tăiat și descusut și refăcut pentru că nu s-a potrivit, să zicem așa. Și vă voi arăta și de ce. Acest portpașaport a fost gândit pentru 8 carduri și când l-am realizat nu am luat în considerare că aceste carduri intră în interior și nu mai poți să le scoți afară. Și atunci nu am realizat acest lucru decât după ce am cusut două dintre modele, le-am tăiat, le-am cusut, am lucrat o zi întreagă pe ele și mi-am dat seama că sunt defecte. Chiar am și anunțat clientul că e gata, că poate să vină după el și după ce l-am finalizat, mi-am dat seama că pot fi aruncate la gunoi. Și atunci am realizat unul așa cum trebuie, în care cardurile intră și stau, nu merg mai departe în jos, adică poți să prinzi de ele fain frumos și să le ridici afară. Și în loc de 8 carduri pe fiecare parte, pe ambele părți, am pus câte 5 carduri într-o parte, 5 carduri în cealaltă parte, în total 10 carduri. De aceea costă cât costă, pentru că avem foarte mult de lucru, zile întregi pentru un model. Vin purtate, vin testate, după care ajunge la clientul final și se poate bucura de el. Te aștept și pe tine în privat, pe acest număr de WhatsApp, să faci comandă pentru un portofel personalizat exact așa cum îți place ție.